încezit un pit am avut astăzi. Și mi-e o foame de lup. Ai gătit și tu ceva? Sigur că da, mâncarea este gata, am achitat facturile, am spălat rufe, am călcat rufe, totul este pregătit și l-am plimbat și pe Mihai. Ce-mi place mie să stau cu tine în casă, Bela, ești o comară. Ia vine la mama, vine la mama să ne jucăm. Nu, lasă-l, că nu-i place să-l iei așa, lasă-l, te rog. Poftim. No. Bine, atunci mă duc să-i fac ceva de mâncare, da? Am uitat să-mi spun, i-am dat să mănânce. Mă, gata, da? Sigur că e gata. I-ai dat tu să mănânce praf. Da. Mă, tot ce faci în purtă. Da, da, mămica, îi dă lui Mihăiță niște biscuiți și îi face cu mere. Nu-i plac biscuiții cu mere, te rog. Mihăiță, hai să ne jucăm. Ia uite. Da, poți să încerci cu ăsta, ăsta e preferatul lui, ursulețul. Ursulețul, da, știu. Martinică a venit la noi. Hai să scântem, Mica, hai să scântem, Mica. În pădurea cu alune aveau casă doi mici. Știi, e cam obosit, nu e momentul să-ți arăși tu talentele artistice, știi? Hai să mergem noi. Ăsta, da, fiul, domne. Da. Asta e prietenia adevărată, băinăluțul. Da. Păi ce, mă, prietenia este peste iubire. Se compară filmul ăsta cu Love Story, mă. E 2000 de ori mai bun, ții? Păi iubirea e ca un pârâu, trece repede. Dar prietenia, prietenia e ca marea nemărginită, mă. Este, stai așa. De unde scoți tu toate chestiile astea pe care le spui? Din sufletul meu, Costele, din inima mea, bă. Uite-mă, Lili, mă, s-a culcat cu tine ca să se răzbune. Eu nu m-aș fi răzbunat. Știu. Niciodată, niciodată. Costele, îți mulțumesc mult de tot că tu ești prietenul meu. Eu nu știu ce m-aș fi făcut fără tine. Cu tine, bucurile sunt mai mari și necazurile sunt mai mici. Dragul meu prieten, îți mulțumesc că ești prietenul meu. Și eu îți mulțumesc foarte mult, Neluțu, pentru prietenia asta adevărată. Ești cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în viața asta. Bă, mi-e o foame de lup. Du-te și tu, gătește și tu ceva. E bună ideea și până gătesc eu, faci tu puțin curat. Nu, nu, las, că faci tu după aia curat, nu mai încerc. Mă, știi ce nu înțeleg eu? A. De ce trebuie tu mereu să comanzi și eu să execut? Măi, Costele, așa e viața, mă. Unii se nasc gradați, alții soldați. Așa că hai, executare. Dar puțin că adineauri zice că sunt prietenul tău. Bă, a, vrei să-mi dovedești că ești prietenul meu? Da, domne, vreau. Du-te, domne, și-mi fă ceva de mâncare, executare. Bine, mă duc să gătesc, dar îmi pare foarte rău că așa vezi tu prietenia noastră. Ia, stai. Ce ai spus? Îmi pare rău? Da, am spus îmi pare rău. Bă, în prietenie niciodată să nu spui I'm sorry. Hai, du-te, fă-ți, hai! Lăută-l. A, aici. Haideți, treceți. Ba, stai, domnule, la rând. Stai, domnule, stai. Domnul a fost aici înaintea mea, m-a rugat să-i țin locul, da? Îți mulțumesc foarte mult. Nu, trebuia, da. Ce vrei să faci? Asta e. În ziua de azi e foarte greu să fii. E greu, e greu. Da, auziți, de ce să stați dumneavoastră la coadă? Mergeți alături, beți o cafea și când vine rândul vă chem. O, ce băiat, cum să cade, bravo, fii atent, te rog. Îți mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc. Și mă și duc. Vă duce și vă chem eu. Foarte bine. Așa. Mamă, cât de bun sunt, fac afaceri din orice. Dacă aș fi în Sahara, sigur aș vinde nisip. Trebuie să facem ceva să crească încasările. Să vadă patronul că nu de pomană ne-a ales pe noi. Da? Eu spun să băgăm un program de striptease. Sigur o să ne crească consumația. Mai, Adina, tu vrei să faci bordel aici? N-ai decât să faci asta la tine acasă. Hopa, nu spune de două ori, da? A uitat că stăm în același apartament? Ai dreptate. Nu, altceva trebuie să facem aici. Ar trebui să creștem nivelul cultural al clienților. Să facem niște seri de poezie, de teatru. Scuză-mă o secundă. Tu vrei cumva să închidem localul? A? Ai nebunit? Vrei să plictisească clienții, să iasă pe ușa afară? Ai nebunit? Să știi că eu joc acum într-o piesă foarte mișto. Se cheamă Romeo și Julieta. Comedie? Nu chiar. A
Acțiune, dragoste, mai și moruni. Ah, și e cu Van Damme. Nu, că nu e polițist. Nu e? E thriller. Iar la final apare și Dracula. Păi voi sunteți nebune, puneți botul la tot ce vă spun? Romeo și Julieta, cea mai celebră piesă din lume de dragoste? Aoleo! Salut! Hei! Bună, bine ai venit! Te-a pup! Bună! Te-am chemat pentru că vroiam să vorbesc cu tine, să știi. Da, foarte bine, pentru că și eu vroiam să vorbesc cu tine. Ah, ce bine! Ce faci? Bine, mulțumesc! Ce faci tu? Cum îți merge? Bine! Auzi, Costel, eu zilele astea, jucându-mă cu Mihăiță, am realizat odată în plus ce mult îmi plac copiii, știi? Uh-huh. Și cât de frumos ar fi să fiu însărcinată. Da. Dar asta e, se pare că... Da, e clar. Am înțeles. Tu vrei ca eu să-ți fac un copil ca să rămână tot în familie, da. Nu, stai puțin, că nu exact la asta mă gândeam, știi? Am senzația că Lili este geloasă pe mine din cauza lui Mihăiță. Știi ce îmi spune? Că îi subminez autoritatea ei de mamă. Auzi? Asta era. Adică face crize, nu? Crize? Sunt sătulă de crizele ei. Și dacă aș avea unde să plec, m-aș muta acum. Te înțeleg foarte bine. Parcă eu nu știu cum e să trăiești lângă paranoica aia. Te rog frumos să nu o faci paranoică, da? Este soția ta. Fosta soție. Da. Mă rog, de ce ne certăm noi, nu știu. Chiar. Iartă-mă, și eu sunt foarte stresat din cauza lui Nelu. Poftim? Nenorocitul a început să mă exploateze, eu fac totul în casă. Uite, acum înțeleg ce greu ți-a fost și ție alături de el. E? Vezi tu, Bela, noi doi avem foarte multe lucruri în comun. Uneori mă întreb, de ce ne-am întâlnit noi atât de târziu? Ce? Uită-ne pe noi și fii atent ce faci cu Nelu. Vezi că ți se usui iar în cap. Da, Nelu. Stați la coadă? Da. Și stați de mult? Merge greu, a? Greu. Merge greu. Auziți? Dar nu-i păcat, domnule, să stai atâta timp, să pierzi timp pe aici, stai în picioare, nu? E, mă, tată, dar dacă trebuie, am nevoie de medicament. Ia uite-te câte mi-am aici. Aolă, dar nu trebuie să stai matale la coadă, domnule. Domnule, am o super afacere. Fii atent, matale, te duci și îți faci treaba și stai în locul dumitale. Ce? Contra unui mic comision, adică ne înțelegem. Ce ziceți, a? Bună idee, îmi convine. Convine? Păi fiți atent cum facem. Da. Uite, vă notez eu aici, a? Numele, cum vă cheamă? George Buică. George Buică. Și mă, ta, îmi dai rețeta, dă-o cu aceea, dă și banul, te duci, îți faci treaba, vii peste o oră, ți-am dat medicamentul, ce zici? Păi, merge, bună treabă, uite, sper să ajungă ăștia și mulțumesc foarte mult. Păi, să ajungă. Da. Hai, vă aștept, vă aștept. Mersi. Bună ziua. Păi nu-i păcat ca o fată cu picioare așa frumoasă să stea la coadă? Ce facem? Lasă-mă pe mine că îi dau eu să mănânce. Da, de ce, dragă? Pot să-i dau și eu foarte bine să mănânce. Dar pot să-i dau și eu foarte bine să... Unde sunt șervețelele? Vezi că l-am pus eu în sertarul acela. Da, Lili sunt. Poftim? Imediat. E pentru tine. Alo, da? Alo, Monica. Da, Mircea. Da, mâine la 6 trebuie predată lucrarea. Bine, te pup. Pa, pa. Hei, văd că tu ai dat numărul de telefon tuturor cunoștințelor tale, da? Da. Oh, bravo. Numărul meu l-ai dat cunoștințelor tale. Unde-i grișul? Nu-i mai dăm griș pentru că nu se asimilează magneziu în organism. Extraordinar. Acum e și pediatru, știi foarte bine, da? I-ai dat medicamentul? Nu i-am mai dat medicamentul pentru că s-a terminat tratamentul, Lili. Ce vorbești? Cum s-a terminat tratamentul când sticluța nu este goală? Nu fi goală sticluța, da? Nu e goală sticluța, dar tratamentul s-a terminat. Cele 7 zile au trecut. Ce vorbești tu mai bine ca mine? Nu te lasă, îi dai niciun tratament. Nu-i pe mine! Măi, faci rău, încetează! Bela, știi ce cred eu? Eu cred că tu te-ai atașat foarte mult de casa mea și de copilul meu.
Și urmează să-mi ieși și bărbatul, cred. E, nu, ești paranoică. Ce-ai spus? Exact ce a spus Costel, ești paranoică. A, așa a spus Costel? Da. Da, Costel în sus, Costel în jos, eu cred că e ceva între voi. Tu vorbești serios? Nu mă interesează pe mine ce e între tine și Costel, nu mă interesează viața ta, Bela. Lili, îmi pare foarte rău, dar s-a ajuns la niște momente penibile. Da, și mie îmi pare foarte rău, dar știi ce cred eu că ar fi foarte bine? Să părăsești această casă. Poftim? Și repede. Tu vorbești serios? Vorbesc foarte serios. Te rog să-mi lași cheile și să părăsești casa mea. Da, mami, ce? Nu, eu merg cu mamica, cu mamica. N-ai terminat, doamne, curățenia? Ba da, sunt aproape gata. Mâncarea ai făcut-o? Da. Ai călcat? Da. Frigiderul l-ai spălat? Da. Becul ăla l-ars, l-ai înlocuit? Stai mă liniștit, am făcut tot ce trebuia, dar ce ești de niște așa nervos? M-a enervat Lili, bă! O tot certa pe Bela când am trecut prin dreptul apartamentului lor. Lili se certa cu Bela? Și Bela n-a avut încotro și a trebuit să plece. Nu, Lili, asta să știi că e paranoică. Mă, te rog să nu mai faci paranoică pe nevastă mea. A fost nevastă ta. Oricum, n-are rost să ne cedăm din cauza unei proaste. Cum? Mă fac că n-ai auzit ce-ai spus. Bă, ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, mă, toată ziua, mă? Nu ești în stare să pui niște baterii la telecomandă, mă? Am uitat, îmi pare rău. Cum, mă? Ce prieten ești tu, mă, dacă uiți asemenea lucru, mă? Un lucru mărunt, mă. Păi, dar, într-adevăr, e un lucru mic, nu știu de ce te enervezi. E un amănunt. Băi, Costelu, băi, Costelu, nu ești bun de nimic, mă. Și te mai mir că te-a dat afară tâmpita aia de Lili. Bă, te mai rog o dată să nu o faci tâmpită. Păi nu o fac, mă. Așa s-a născut. Eu doar am remarcat. Trebuie să iei atitudine, să pui piciorul în prag. Altfel, Nelu o să ți se urce în cap, să știi. Da, am înțeles în sfârșit. Pentru tine, prietenia este doar un motiv ca eu să te sfulgăresc. Ești un egoist, asta ești. Ia uite-l, bă, frate, ce texte are. Precis că ți l-a băgat în cap, Lili. Da, de unde ți-ai dat tu seama că Lili mi-a deschis ochii, a? Păi nu am tâmpită, că ea poate să-ți bage în cap așa ceva. Iar o faci tâmpită? Da. Până aici, gata, eu plec din casa asta. M-am săturat, ajunge. Notează că nu te-am dat afară, să știi. Tu ai plecat ca un laș? Da. Ca un laș ai plecat. Păi, ca un laș ai plecat, să știi. Tăi de mine. Măi, ați înțeles de data asta cum e cu Romeo și Julieta? Păi, nu prea. Aproape. Hai, fetelor, nu mai pot să iau de la capăt, dar mă doare gâtul. Pardon, niciodată nu mă mai fac paranoica aia de Lili. Nici eu cu egoistul ăla, Danelu. Gata, domne, l-am părăsit, am plecat de la el. Salut! Foarte bine. Bună, fetelor. Salut! Bună! Mă, pot să dorm și eu la voi pe canapea câteva zile? Păi, da, pe canapea poți să dormi, dar după aceea ce o să faci? Nu știu, mă, o să văd eu. O să plec din blocul ăsta și gata. Și eu venisem să vă rog același lucru. Dar nu-i nimic, stai liniștit, Costel, că o să găsesc altă soluție, eu. Nicio problemă. Poate mă mut și eu din bloc, nu? Vrei să pleci și tu? Păi, atunci ce-ar fi să ne mutăm împreună? Uite, cred că ăsta e momentul să începem o viață nouă. Tu acum nu judeci foarte limpede, înțelegi? Da. Da, nu știu, poate că ai dreptate. Cred că ar trebui să mergem la bar să bem ceva. Da? Ia stai, da, ia stai puțin. Dar de ce nu judec eu limpede? Poate tu ești cea care nu judeci limpede. Poate eu am dreptate. De unde ești cu treaba? Hai să bem, hai să bem. Vedeți? Vedeți ce li se întâmplă lor acum? Păi, este exact ca în piesa Romeo și Julieta. Cele două familii din piesă se ceartă exact ca familiile Jurcă și Curcă. Și la final, din ura celor două familii, sigur moare cineva. Crezi că Nelu vrea să o omoare pe Bela? Nu, nu. Dragostea va fi cea care va muri. Așa că noi va trebui să-i împăcăm. Uite, eu mă duc la tata și o să-l conving că a greșit față de Costel. Iar voi mergeți la Lili și spuneți să o aducă înapoi pe Bela. Da. Băi, ați înțeles de data asta? Da, da! Du-te!
și îmi dați mie rețeta și dumneata atunci la treabă, m-ați înțeles? Salut, americane! Ce faci, domne? Ești bolnav? Stai așa, mă așteptați puțin. Nu, mă, nu sunt bolnav, fac bani, băi. Uite, țin locul la codul unor bătrâni și îmi dau un mic comision pe tema asta. Cum? Tu ai nevoie de bani? Nu, n-am. O fac din amuzament, ok? Da? Bă, de nu ce? Era cum ideea ta, domne. Ia să... Aha, bună ziua. Aș putea să stau eu la rând în locul dumneavoastră contra unui mic comision, nu? Pupa! Da. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci? Fac și eu rost de un ban cinstit. Uite câți bătrâni stau în picioare. Păi bine, mă, dar asta e coada mea. Du-te la altă coadă. Da, bă, dar nu ai zis că o faci din amuzament? Sau m-ai mințit? Nu, o fac din amuzament. Ia tu banii ăștia și ai carte, să nu te văd. Hai, mulțumesc, hai. Americane, se pare că tot ții la mine, bă. Eu, salut, eu. Prost, mă. Am muncit degeaba până acum. Ia uite, bă, ce frumos doarme. Ia uite, mă, mâncava tata, parcă e un îngeraș. E, Vela, Vela, unul mai bun ca mine nu o să găsești niciodată. Numai tu poți să ai o părere atât de bună despre tine. Nu dormei? M-am trezit. Of, m-am certat ieri cu Lili și am venit să dorm aici pentru că n-aveam unde să merg. De ce n-ai venit la mine să dormi? Da? Prefer să dorm oriunde altundeva, dar nu la tine. Mi-ai fi scos ajutorul ăsta pe ochi toată viața. Da? Bela, ia uite-te tu la mine. Așa proastă impresia ai tu despre mine? Dar la fel ai făcut și cu Costel. Îi iei apărarea lașului ăla care m-a părăsit? Au, nu, 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 nu începe iar. Știi ceva? De, rezolvați-vă problema singur, gata. Poți gata, să dormi oricând la mine. Mersi. Ușa e deschisă, să știi. De, Bela! Ia uite, bă, frate. Bela, ai venit? Tată, să știi că n-ai făcut bine că te-ai certat cu Costel. Tu știi, săracul, cum plânge. Ia uite, Licheaua, ce face că să vă impresioneze, domne. Tată, să știi că el e mai sensibil. Uite, vrea să se mute din bloc. Trombone! Nu pleacă nicăieri, spun eu. Tată, tu n-ai văzut în Romeo și Julieta? Cele două familii se ceartă și toată cearta asta nu aduce decât pagube și moarte. Prietenia e singura care vă poate salva. E singura bogăție a unui om. Da. Sculara! Ce faci, băi, somnărici? Băi, mâncăciosule! Băi, cocoșule de munte, hai, grăbește-te, îmbrăcarea, că avem comenzi de livrat! Hai! Păi, dar parcă eram certați! A, bă! A, a fost ceartă! Ui, fi fost beat! Hai că facem livrările, scoate niște bănuți de seară, mergem la club, dansăm, bem o bere, două... Neluțu, tu ai trecut peste? E? Și eu am trecut peste, vin o să te pup, bă, frate, bă! Dacă ai ști cât mă bucur că ne-am împăcat, mă duc să mă schimb pentru livrări. Stai. Ce? Te, bă, ce? Trebuie să-ți mărturisesc că n-avem nicio comandă de livrat. Am inventat totul ca să mă împac cu tine. Uite, știi ceva? E prima oară în viața mea când nu mă supăr pe minciunile tale. Păi dacă tu n-avem nicio livrare, hai la club, că dau eu o bere, fac cinste. Nu, faci tu cinste, azi fac eu cinste. Bravo, domne. Haide, uite, haide, așa-mi place. Haide. Neluțul cel vechi, tată. Ia uite, mă, plecam în pijama. Bela, sigur nu vrei să te răzgândești? Nu. De ce vrei să pleci de la noi din bloc? Hei, nu pot să cred că dintre toți, tocmai tu regreți. Hai să mergem. Bagajele. Bagaj... Lili? Sper că nu o să mă acuz că ți-am furat bagajele. Și să nu vrei să te apropii, că nu ți le dau, nu ți le dau, nu vreau să pleci. Lili, te rog frumos. Nu, nu, nu pleca, te rog. Te rog am frumos? Fost o proastă și o egoistă. Uite, pe la ți-am făcut 5 chei de la apartament, vreau să rămâi, te rog. Lili, te rog foarte nu mult de bagajele, dau, nu, te rog vole, foarte vreau mult să de nu pleci. Lili! 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 Lili, ce s-a întâmplat? Lili, trezește-te! Lili! Băi, ce mai speriat! Treci! Mai pleci? Zi, mai pleci? Cum să pleci, să era singura o nebună ca tine? Stai, 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 cu o condi.
atenție. Dacă mă joc cu Mihăiță, nu te mai super, da? Nu, niciodată. O să fiu fericită să-l creștem împreună pe Mihăiță. Ce tare! Parcă-ți fi Romeo și Julieta în varianta românească! Hai! Stați așa, să vedem cum a zis că vă cheamă? Mariana Ghiocea. Gata, tată, mi-ai luat medicamentele. Nu vă zic Alo, liniște, domnule, liniște. Vă rog foarte mult, am luat pentru toată lumea. Cum te cheamă lumea? George Buică, domnule. George Buică. Stați că sunteți mai jos. Stați puțin la coadă să rezolvă. Vă salut. Stau eu la rând în locul dumneavoastră. Îmi dați un comision și se rezolvă. Alt escroc, comision! Bela, am venit să te invit la... Aole, dar ce, voi v-ați împăcat? Da. Păi tu ești chior? Nu vezi că da? Bela, am venit să spun că poți să vii oricând la mine să dormi. Mai ales că s-a înapoiat și Costel. Nu mă poți acuza că am gânduri necurate, nu? Pardon. Ce, mă, te-ai împăcat cu Costel? Da. Foarte bine, norocul tău. Știi de ce? De ce? Cu Bela nu o să te mai împaci niciodată. Că n-o las eu, bă, să se mai împace cu un țăran ca tine. Hai, Bela. Bela. Hei, hai, Bela. Mamă, ce-am să-i sucesc eu gâtul femeii ăsteia. Uite-te! Băi, ai vorbit cu Bela? O să stea la tine iar? Pe cum s-o conving, mă, dacă s-a băgat tâmpita aia de Lili? Te rog foarte mult să nu mai faci tâmpită, te-am rugat. Lili e soția mea. Și ce dacă e? Tot cretină e. Da? De. Asta gândești tu despre ea? De. Bun. Înseamnă că asta gândești și despre mine. De! Nu, e, hai mă! Dar, cred că am făcut rău că ne-am împăcat. Ce face? Poate că ar trebui o perioadă să nu mai stăm împreună. Băi, Costele! Da, ai auzit foarte bine, așa că te rog foarte mult, scoate cheile de la apartament. Bă, tu ai nebunit? Acum. Hai, bă, Costele! Scoate cheile. Hai! Cheile de la apartament, te rog. A nebunit lupul. Hai! Ceara, unde e? În baie. Chiar? În baie, da. Ce, mă? Mă, nu te mai holba, mă, la ele așa. Prefă-te indiferent. Dar tu n-ai văzut ce sexy sunt așa ude? Ne chinuim și noi cu țeava asta. O terminăm imediat. Acum. Intră. Adică ei să... Dar de ce nu ne-ați chemat pe noi ca să vă...